Veste bună pentru toți locuitorii orașului Glodeni. De astăzi s-au început lucrările de salubrizare în Parcul Central. Astăzi, câțiva angajați ai primăriei, înarmați cu mături și greble, au ieșit de dimineață în parc pentru a aduna mizeria care s-a acumulat aici în perioada de iarnă. Aceștia susțin că în fiecare an ei sunt antrenați în astfel de lucrări, dar de fiecare dată oamenii nu păstrează curățenia. Vom strânge, vom încărca pe urmă ca să poată să crească iarba frumos, facem lucrările de primăvară și sărbătorile vin și primăvara ni sosește și trebuie să facem cum se face în fiecare oraș, curat, frumos, fie pentru sănătatea oamenilor, pentru noi, pentru toți. Anul trecut ați făcut? Am făcut și anul trecut. Ce părere aveți pe faptul că nu se păstrează? Nu se păstrează, știți, nu putem să spunem de ce. În primul rând nu se urne, poate ca să zvârlă, dar poate că se vie, dacă sunt în centru, spune și alături, să zvârle gunoiul. Scaunele se fărâme toate, cred că nu bătrâne tot tineretul este aia. Intervievați de noi, trecătorii susțin că un oraș curat este în folosul oricărui cetățean. Iar pentru aceasta, nu numai angajații primăriei trebuie să fie antrenați în lucrări de salubrizare. Ce părere aveți pe faptul că s-a început curățenia de primăvară? Cu? Bună, cum? Cine mai trebuie să participe la curățenie? Școlari și aici tineri și pensionieri, lasă vie, care au mântuit lucrurile lângă casele lor. Au făcut curățenie, zi, și aici se facă. Cum credeți, cine trebuie să mai participe la curățenia parcului? Toți. N-are importanță că el e mare, năcealnic sau tot, toți trebuie să pătrundă să aibă curajul ăsta ca să iasă, nu se gândească dacă eu sunt năcealnic, las lucreze și de el stă. Angajații primăriei susțin că până la sărbătoarea Paștelui lucrările de salubrizare a Parcului Central vor fi finisate. Aceștia susțin că în timpul apropiat li se vor alătura și colegii de la Gospodăria Comunală. Marina Lazar, Mihai Moldovanu pentru știri.